spun că nu respecti un lucru cu adevărat până când nu-l pierzi. Și aș vrea să-i pot contrazice, dar am simțit-o pe pielea mea atunci când bunica a murit. Doare al naibii, dar nimic nu doare mai tare decât recunoașterea greșelilor în fața propriei conștiințe. E ca atunci când ești 10, dar știi că ai copiat. Sunt egoistă, mereu am fost și asta nu se va schimba niciodată. Am crezut că dacă am pățit o tragedie, nimeni nu mai are dreptul să mă rănească. Mă simțeam într-un fel imună. Profitam de faptul că, în fine, eram mică și ignorantă. Acum, uitându-mă înapoi, înțeleg de ce am pierdut pe toată lumea. Mereu am dat vina pe el. Și când am realizat ce am făcut, era deja prea târziu, îi pierdusem pe toți. Am început să scriu scrisori, să plâng, să o jelesc, nu vă pot spune cât era de dureros. Și apoi am realizat că n-am pierdut-o doar pe ea, ci și pe mine. Copilașul acela mic și inocent, poate chiar frumos, a devenit un monstru, ceva de neiertat. Inima a fost ascunsă într-un borcan și înlocuită cu o piatră rece și urâtă. A durat mult să o repar. Am găsit vreo două persoane la care țineam, dar de care nu îndrăzneam să mă apropii. Mi-era frică să nu le rănesc. Dar eu nu renunț. Că despre bunica mea, mă gândesc des la ea. La clipele în care bârfeam împreună, zâmbeam și ne plimbam pe străduța din fața casei. E aproape frumos. Și am încredere că e aici la fiecare pas.